Bun găsit tuturor, este ora 15, eu sunt Andreea Dumitrescu și urmărit Studio Politic, iar împreună vom urmări mult așteptatul discurs al liderului Hezbollah pentru a vedea dacă conflictul din Orientul Mijlociu s-ar putea extinde, o declarație așteptată pentru a vedea în ce măsură această organizație considerată teroristă de lumea occidentală se va implica și ea mai activ în războiul cu Israel. Este cea mai dotată din punct de vedere militar organizație teroristă, iar anumite organizații internaționale consideră că este înarmată mai bine chiar decât unele state. Discutăm despre ce ar putea să se anunțe în fața unei mulțimi care așteaptă să vadă în Liban ce are de spus liderul Hezbollah în prima sa apariție publică de la izbucnirea războiului din Israel. Discutăm despre toate acestea cu colega mea, Cristina Cileacu, alături de mine. Mulțumesc! La ce ne așteptăm, Cristina? Ne așteptăm, desigur, la o retorică foarte apăsată pe care liderul Hezbollah, ca paranteză pentru cine nu știe ce înseamnă Hezbollah, cum se numește de fapt partidul în arabă, Hezbollah înseamnă chiar partidul lui Allah, partidul lui Dumnezeu. Acești oameni pretind că luptă în numele religiei, încă o dată războiul dintre Israel și teroriștii Hamas nu are legătură cu religia, are legătură strict cu stârpirea terorismului, însă la ce ne așteptăm? Desigur, ne așteptăm la o accentuare a faptului că nu doar Hezbollah, cum îi spunem noi, ci și întregile grupări jihadiste din Orientul Mijlociu trebuie să se alăture în sprijinul Hamas pentru a lupta împotriva Israelului. Acum, întotdeauna în Orientul Mijlociu trebuie să fim foarte atenți la retorică, pe de o parte, dar și la fapte, pe de altă parte. Vedem și în imagini, sunt mii de oameni, probabil zeci de mii de oameni adunați. Vorbim despre o suburbie din sudul Beirutului, zona în care se țin aceste adunări și aceste unde se va ține, de fapt, unde această cuvântare. Unde am văzut că este și o scenă organizată, să le spunem, iartă-mă că te întrerup, celor de acasă, că în Liban s-au făcut organizări speciale pentru acest moment. Școlile au fost închise sau au funcționat doar cele cu program până la prânz, ca toată lumea să poată să asiste la asta, au oferte cafenelele unde se fumează narghilea pentru a putea urmări și acolo, aproape cum noi suntem obișnuiți să se întâmple la meciurile de fotbal. Așa s-a creat această rumoare în tot Liban, în tot Libanul, pentru a urmări acest discurs. Da, sigur, este, după cum vedem, imaginile sunt impresionante și altă pe liderul Narsalah, care se pregătește deja de discurs. De ce la ora aceasta? Pentru că și aici vorbim despre un alt simbol, să nu uităm, în lumea aceasta simbolurile sunt foarte importante. Este vorba de ora la care au murit primii jihadiști din Hezbollah, care au fost uciși de israelieni după atacul din 7 octombrie, când acești teroriști au atacat din Liban Israelul și ca atare armata israeliană a ripostat și a ucis pe primii dintre ei. În total, până în prezent, pe teritoriul Libanului au murit 71 de jihadiști de când, repet, a fost atacul Hamas împotriva Israelului. Deci totul are o simbolistică. Vedem cât de adulat este acest lider în Liban, dar să nu confundăm populația Libanului cu ceea ce vedem acum în imagini. Așa cum, de pildă, dacă ne-am uitat la discursul lui Erdogan de acum câteva zile, din weekendul trecut, când își aniversa Turcia 100 de ani de existență ca republică modernă, nu toată Turcia este alături de Erdogan, să ne amintim că e vorba doar de un pic peste 50% cei care l-au votat. La fel este și aici. Imaginea este foarte importantă.
retorica este foarte importantă, însă, dincolo de anunțul pe care îl va face astăzi Nasrallah, liderul Hezbollah, cu siguranță el va fi foarte dur la adresa Israelului, cu siguranță va dori să inspire toată lumea musulmană să lupte împotriva Israelului. Însă, pe de altă parte, se pune întrebarea, își permite Hezbollah să reziste unui război? De fapt, aici este temerea, pentru că Hamas a făcut apel către toți cei care simt ca ei, nu, care au această pornire împotriva Israelului, să li se alăture. De aceea vedem și toate turneele pe care le face Anthony Blinken în țările arabe, încercând să țină cumva situația sub control și să nu degenereze, pentru că aici este marea problemă, nu? Ca emoția pe care a creat-o în lumea arabă războiul dintre Israel el și Hamas, să nu provoace o extindere a acestui conflict, unde oricum tensiunile mocnesc de foarte mult timp, sunt istorice. Orientul Mijlociu este cea mai complicată zonă de pe glob. Asta este din nou un lucru istoric. Când vorbim despre amestecul religiei într-o chestiune care nu are legătură cu religia, pentru că acești lideri despre asta vor vorbi astăzi, de altfel, Hezbollah, liderul Hezbollah a emis ieri o scrisoare în atenția luptătorilor jihadiști ai organizației, în care menționa, și aici dăm voie să citez: țineți degetul pe trăgaci pentru a susține moscheea Al-Aqsa și pe frații noștri oprimați din Palestina. Încă o dată, cauza palestiniană înseamnă foarte clar scoaterea teritoriilor ocupate de Israel de sub această ocupație și crearea unui stat palestinian. Cauza palestiniană nu are legătură cu terorismul. Terorismul este ceva ce a făcut organizația Hamas împotriva statului Israel și ca atare acest război, despre aceasta este până la urmă. Nu trebuie amestecate planurile, pentru că vedem aceste discursuri. Sunt convinsă că discursul pe care ar trebui să-l auzim, dar este în limba arabă, deci e mai complicat de tradus, dar îl vom traduce după aceea cu siguranță. Are Acum îmi spun colegii că avem o traducere pentru anunț. Haideți să ascultăm și noi exact care este lor. Mesajul. Că au primit o decorație din partea lui Dumnezeu. Sper că Dumnezeu va primi această jertfă. إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهداء. Ne gândim și la cei din Cisjordania care au dat martiri în acest război, în inundația Al-Aqsa deschisă pe mai multe fronturi, mai mult de un front. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. În câteva zile o să fie ziua martirilor. Martirii sunt cei mai câștigați. Ce vom recita? Câteva versuri de Coran în memoria lor și pentru familiile lor. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هم الآن أحياء. Să fim siguri că ajung în locul în care merită. Vedem un mesaj care nu ne surprinde, nu, Cristina, exact în linia ideologiei acestei grupări până la urmă. Așa este. În primul rând, desigur, a făcut referire la acești martiri, să ne înțelegem, cei care mor în numele cauzei, indiferent că vorbim despre teroriști sau despre luptători pentru libertate, cum îi consideră ei, sunt inevitabil martiri și ajung în dreapta lui Allah. Se țin, desigur,
și rugăciuni, pentru că vorbim despre un lider religios, cel pe care îl ascultăm, deci această simbolistică din nou este esențială în toată această discurs pe care îl vom asculta astăzi. Sunt convinsă că va fi un discurs foarte bun, pentru că liderul din fața noastră este un erudit. Din nou, să nu confundăm planurile, nu vorbim despre un om needucat, nu vorbim despre cineva care nu cunoaște în detaliu foarte mult istorie din zonă, istoria religiilor și religia. Este o chestiune de interpretare, dar revenind la război și la mesajul pe care cel mai probabil îl transmite liderul Hezbollah, este despre cât de mult, de fapt, își permite această grupare să intre într-un război cu Israelul. Pentru că vedem, îl pomeneai mai devreme pe Anthony Blinken, pe secretarul de stat american, din nou pentru a treia oară în ultimele 3 săptămâni în Israel, cerând o pauză în focuri, în luptă. O pauză umanitară. O pauză umanitară pentru a putea ca populația civilă din Gaza să fie cât mai mult evacuată din zonele unde acum se dau lupte. Între timp ne uităm la armata israeliană care a înconjurat efectiv Gaza, orașul Gaza și deci mare parte din sediul organizației Hamas. Liderul Hezbollah își dă seama foarte bine că în momentul în care Hamas este înconjurat de armata israeliană, în mod clar acolo vor fi bătălii pe viață și pe moarte, dar și unii și alții sunt determinați, sunt hotărâți să scape de ceilalți, doar că numeric și tehnologic armata israeliană este mult mai bine dotată. Prin urmare, liderul Hezbollah își dă seama că Hamas nu prea mai are șanse, chiar dacă din nou retorica va spune frații noștri vor lupta până la moarte și vor învinge Israelul, în realitate devine din ce în ce mai evident că Hamas, chiar dacă vor fi lupte foarte dure și vor fi pierderi și de partea armatei israeliene, până la urmă planul israelian de a-i elimina de pe fața pământului va deveni realitate. Și atunci se pune întrebarea ce facem noi restul, cei care spunem că îi susținem pe Hamas, pentru că unul la mână nu-și permit să intre în război cu Israelul, pentru că deși vorbim despre o organizație cu superioritate armată și cu antrenament în acest domeniu și cu dotări speciale. Și care a reușit la un moment dat să se confrunte de pe o poziție de forță. Care s-a confruntat, da, cu Israelul și a avut succes. Cu toate astea, să nu uităm că în Liban situația economică este dezastruoasă și în momentul în care ar începe Hezbollah, care are o reprezentare puternică în Liban, să bage practic toată țara, pentru că în momentul în care Hezbollah ar ataca în mod intenționat Israelul, nu doar partea de nord, acolo unde știm bine sunt evacuate zonele și practic Hezbollah duce o luptă doar cu armata israeliană, deci în momentul în care Hezbollah ar începe să trimită rachete, să spunem, spre Tel Aviv, pentru că au acest tip de rachete, atunci putem fi siguri că și dinspre Israel vor zbura rachete înspre Beirut. Asta înseamnă un război cu statul Liban și asta înseamnă că populația din Liban va fi prima care se va revolta împotriva Hezbollah, pentru că deja oamenii din Liban au o situație foarte, foarte complicată din punct de vedere economic, se trăiește foarte greu în Liban. Un război n-ar face decât să accentueze această stare și mare parte din populație se va revolta înainte să se revolte oricine altcineva. Discutam un pic și înainte de emisiune despre Iran, pentru că deși vedem Israelul înconjurat de Liban, de Gaza, Iordania și așa mai departe, mereu când vorbim despre grupările teroriste din aceste țări, vorbim și despre Iran. Despre Iran ca fiind principalul finanțator, susținător, a ieșit inclusiv cu mesaje publice în sensul acesta. Dar cumva este păpușarul, nu? Este și păpușarul, cu toate astea, Iranul nu a luptat niciodată cu Israelul. Întotdeauna lucrează prin interpuși. Bineînțeles, principala organizație pe care nu mai controlează, din păcate, dar asupra căreia are influență, este Hezbollah. Iranul este și susținător al Hamas, Iranul este susținător al
grupărilor Houthi din Yemen, dar și a foarte multor grupări care acționează în Siria sau în Irak. Vorbim despre întreaga regiune din jurul Israelului. Poate ne arată colegii și o hartă să vedem mai clar, pentru că întotdeauna când vorbim despre diplomație și război este bine să te uiți pe hartă. Deci vedem câtă lume este în jurul Israelului, care nu este neapărat un prieten al Israelului. Și în mod deosebit sunt țări unde, din păcate, acționează în momentul de față grupări teroriste foarte multe, pentru că vorbim de diferite grupări, mai mari sau mai mici. Culorile acestea sunt, să spunem că în zonă, doar Egiptul și Iordania, care au acorduri de pace cu Israelul, și Arabia Saudită, care încerca cel puțin o normalizare a relațiilor cu Israelul, au încă relații diplomatice și discuții cu israelienii. De partea cealaltă sunt țări unde israelienii la rândul lor au trimis rachete. De ce? Pentru că au fost atacați, pentru că de acolo le vin alte provocări. Irakul este o zonă care atacă baze americane. Cine sunt americanii, susținătorii principale ai israelienilor? Evident. Deci este o zonă extrem de întortocheată și de sofisticată, și desigur ne uităm și la Turcia, care până în prezent, în afară de retorică, din nou fac această diferență între ce spunem și ce facem. Sunt foarte importante aceste calibrări când vorbim despre Orientul Mijlociu. Turcia, deocamdată, în afară de faptul că are o retorică foarte puternică împotriva Israelului, nu a făcut mai nimic din ceea ce a amenințat. Ba chiar în momentul în care ministrul de externe iranian a fost să se întâlnească cu Erdogan și cu omologul său Hakan Fidan, ministrul de externe turc, și le-a cerut acestora să întrerupă relațiile economice cu Israelul, aceștia au făcut un pas în spate. Deci totul este cumva până la bani, până la afaceri, pentru că și Iranul, la rândul lui, tot afaceri face. Să nu ne imaginăm că dincolo de retorica susținem cauza palestiniană, le pasă foarte tare cu adevărat de palestinieni. Vorbim despre afaceri, să nu uităm că armele costă bani. Iranul primește bani pentru ceea ce livrează acestor organizații teroriste. Deci e o întreagă afacere în joc și e foarte frumos să spunem susținem cauza palestiniană. Din păcate, în realitate, mor atât palestinieni cât și israelieni, și din păcate palestinienii în continuare nu au un stat al lor. Acum, întrebarea este, calculele astea legate de bani, legate de pragmatismul acestei situații până la urmă, ne așteptăm ca astfel de calcule să fie făcute de un guvern, de un stat. Putem avea aceeași pretenție și de la o grupare teroristă? Pentru că vedeam puțin mai devreme cealaltă hartă cu grupările teroriste, doar câteva dintre ele, pentru că în realitate sunt mult mai multe de jur împrejurul Israelului. Ele își fac aceste calcule sau ar putea să pornească un atac rebel, așa cum a fost și cel al Hamas, care într-o zi, pur și simplu, într-o sâmbătă liniștită, a intrat cu arme în Israel și a făcut măcel. Poți să faci măcel, într-adevăr, da, poți să ai o astfel de ieșire cum a avut Hamas și să faci un atac într-o zi, să omori 1400 de oameni, sau care a fost numărul total. Acest lucru, într-adevăr, dăunează unui stat. Este șocul din Israel, a fost uriaș. Însă, pe termen lung, pentru că întotdeauna este vorba de termen lung, nu ai cum să câștigi. Și bineînțeles că acești oameni care, dincolo de faptul că sunt teroriști, sunt obișnuiți cu lupta, știu foarte clar ce vorbesc aici de lideri, nu de luptătorii, Știu și costurile ei. Pentru că dacă, de pildă, liderul Hezbollah, pe care îl avem în continuare pe ecran, nu ar ști ce costuri înseamnă un război cu Israelul, în momentul în care Hamas a făcut acel atac,
Eu sunt convinsă că lumea jihadistă știa despre acel atac, ar fi făcut la rândul lui un pas dinspre sudul Libanului, înspre nordul Israelului și practic Israelul ar fi fost dublu atacat în data de 7 octombrie. Practic spui că s-ar fi putut coordona dacă ar fi vrut de la bun început. Dacă ar fi vrut de la bun început, dar din nou trebuie să-ți faci niște calcule și oricât de mult spui că ești alături de frații tăi musulmani și oricât de mult spui că susții cauza palestiniană, în realitate, din păcate, nu ai mare lucru în comun cu cauza palestiniană, doar te folosești de ea pentru a-ți vinde propria agendă și pentru a ieși încă o dată la suprafață spunând că noi toți împreună, frații noștri, lumea musulmană și așa mai departe, vom șterge Israelul de pe fața pământului, dar sunt într-adevăr foarte curioasă să aud întreg discursul lui Nasrallah, liderului Hezbollah, pentru că citeam mai devreme, înainte să intrăm în emisie, presa israeliană, presa din Liban, avea un interviu cu un fost membru Shin Bet, adică al serviciilor interne israeliene, care spunea, le făcea o recomandare celor din Israel, celor din intelligence și din armată, să-l asculte cu foarte mare atenție. Chiar asta spunea, nu știu ce e în capul lui, n-am de unde să știu ce anume va spune și ce mesaj va transmite, pot doar să-mi imaginez, dar ascultați-l cu foarte mare atenție, pentru că, din nou, este vorba despre retorică versus fapte. Deci vom vedea, este discursul care... Și un discurs în care poate fiecare virgulă contează. Bineînțeles. Și el este conștient că nu se adresează doar poporului său, doar adepților săi, ci lumii întregi și mesajul lui, în mod cert, este croit special pentru toate segmentele de public pe care le are în față. Mai aveam o întrebare, și aș face aici o paralelă. În momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina, când Rusia a invadat Ucraina, a fost o emoție în lumea occidentală, în lumea care susține drepturile și libertățile și democrația și suveranitatea unui stat, o emoție care, dincolo de poate ce ar fi făcut oricum liderii occidentali să sprijine Ucraina, au fost un argument în plus, nu? Susținerea aceasta de care Ucraina s-a bucurat în rândul opiniei publice occidentale a contat enorm pentru sprijinul pe care l-au primit ulterior. Acum întrebarea mea e, oamenii din lumea arabă, oamenii obișnuiți din lumea arabă, noi ne imaginăm, de aici de unde suntem noi, că sunt cumva și ei ceva mai radicali, unii dintre ei, și poate că așteptările lor de la liderii ăștia radicali la rândul lor, a căror adepți sunt, să facă mai mult decât un discurs de sprijin. Poate asta să încline balanța, acest apel al mulțimilor, măi, faceți ceva, nu doar vorbe. E, din nou, aș face o diferență între cei pe care tu îi numești radicali și restul lumii arabe, pentru că dacă m-aș uita acum câteva zile la toate protestele pe care le-am văzut în toată lumea, inclusiv în Europa, populația arabă care susține cauza palestiniană a protestat pașnic. Așa este, da. Subliniez cuvântul pașnic. Da. Să nu uităm că lumea arabă poate fi foarte furioasă, este cu siguranță foarte numeroasă, dar nu am văzut ciocniri foarte puternice. Au fost niște incidente, dar nu vorbim despre incidente violente. Inclusiv în România, când se demonstrează și va fi și mâine un protest care susține cauza palestiniană, protestele sunt pașnice. Și fac apel la umanitate până la urmă. Și fac apel la umanitate la pentru civil. Într-adevăr, emoția în rândul lumii arabe, cum de altfel este în rândul lumii, este puternică în momentul în care vezi civilii din Gaza bombardați de armata israeliană. Și când vorbești de peste 3.000 de copii uciși acolo. Este un număr pe care îl dă Hamas. Eu aș fi foarte atent la ce comunicări vin din partea teroriștilor. Am tendința să nu cred teroriștii pe cuvânt. Nu putem verifica această cifră, deci n-aș rostogoli-o ca fiind foarte, foarte corectă. Însă, am văzut că, într-adevăr, în fâșia Gaza au murit foarte mulți civili și asta pentru întreaga umanitate este o mare problemă, pentru că suntem în secolul 21 și n-ar mai trebui să mai vedem așa ceva. Evident că emoția este puternică, dar să nu uităm un lucru.
Acești oameni suferă în primul rând din cauza Hamas. Hamas este cel care a declanșat... Și altor grupări teroriste. Da, dar Hamas a declanșat un atac atât de barbaric împotriva Israelului, încât Israelul, care nu se bate cu un stat, se bate cu o organizație teroristă, nu are altceva de făcut decât să riposteze, pentru că a fost atacat. Evident. Din păcate, da, sunt aceste victime și bineînțeles că emoția este nu doar de înțeles, este și de susținut, pentru că este, repet, firească, au murit prea mulți oameni și din păcate mor în continuare prea mulți oameni, însă nu trebuie amestecată lumea musulmană și emoția la nivelul uman al lumii musulmane cu dorința de războire, pentru că dorința de războire este a celor care vor cu orice preț jihad. Jihadul în Coran este războiul tău cu tine însuți. N-are nicio legătură cu războiul împotriva altor religii. Ei bine, acești lideri religioși, acești capi ai grupărilor teroriste, asta vor. Asta vor. Deci sunt niște pași mult prea diferiți, mult prea mari și de aceea e foarte multă nevoie de atenție la cuvinte și la sensul cuvintelor. Deci eu nu cred că majoritatea musulmanilor din această lume, inclusiv de aici, de la noi din România, nu, eu mă își doresc și la cei din țările lor. Și la cei din țările lor, pentru că să nu uităm, în Orientul Mijlociu au fost foarte multe războaie. Acești oameni știu foarte clar, mai bine decât oricine, noi, da, ce înseamnă război. Sigur că da. Și în momentul în care ai fost o singură dată la război, nu mai vrei a doua devii oară. Cel mai mare iubitor al păcii. Nu mai vrei și a doua oară, pentru că tu vrei o viață normală și asta vrea populația musulmană din lume. Ce vor acești lideri și, mă rog, oamenii care îi susțin, este minoritate. Pentru că, repet, cel mai bun exemplu sunt fix protestele pe care le-am văzut în toată lumea. Oamenii au ieșit în stradă, au spus suntem alături de Palestina, este dreptul lor să spună asta, au fost arătați de toată presa din toată lumea, dar au protestat pașnic și acesta este cuvântul cheie. Încă un detaliu care era cât se poate de previzibil din discursul liderului Hezbollah, acuză Israelul de abuzuri împotriva palestinienilor. Aici, cum să spun, bineînțeles, dacă ar fi de pildă să vorbesc doar despre Cisjordania, unde am fost ultima oară în luna august în acest an, am văzut la rândul meu sate palestiniene atacate de coloniștii izraelieni. În Israel sunt, din păcate, colonii făcute din ceea ce se numește o grupare care este înarmată de evrei ultraortodoxi, care atacă din când în când satele palestiniene și diferite localități palestiniene. În aceste momente, când, bineînțeles, și în Cisjordania vorbim despre multele neliniște, pentru că presiunea este foarte mare, și acolo s-au întețit aceste atacuri. Din păcate, Israel controlează, fiind o țară care ocupă aceste teritorii, este și țara care controlează, de pildă, fluxul de apă, de curent și așa mai departe. Uite, mai am câteva detalii. Apropo de ce vorbeam noi mai devreme, că e foarte posibil ca toate aceste organizații să fi, sau cel puțin Hezbollah, să fi știut ce urma să facă Hamas. Liderul Hezbollah neagă implicarea Iranului, în primul rând, sau a altora în masacrul de pe 7 octombrie. Spune că operațiunea de atunci a fost una jihadistă și a fost făcută doar de grupări palestiniene. A fost 100% palestiniană, a fost în mare secret. Nu a știut nimeni din axa de rezistență. Mai spune, trebuia să existe un eveniment puternic care să zguduie lumea, să aducă în prim plan problema Palestinei ocupate. Secretul i-a garantat succesul, spune acesta. Nimeni din axa de rezistență nu a fost supărat că a fost un secret. Bineînțeles, nu poate să spună altceva, pentru că este ceva ce Hamas chiar a făcut despre Palestina, despre cauza palestiniană, nu mai vorbea aproape nimeni. Aici trebuie să-i dăm Hamasului ce e al Hamasului, ca să spun așa, pentru că, într-adevăr, atacul brutal împotriva statului Israel pe care teroriștii Hamas l-au făcut a readus în prim plan problema palestiniană, dar, din păcate, a readus în prim plan și terorismul, pentru că terorismul este cel mai crâncen flagel
de care suferă omenirea, cea mai crâncenă boală de care suferă omenirea și ar trebui eradicată, pentru că dacă este să lupți pentru cauza palestiniană, nu așa lupți pentru cauza palestiniană, omorând bebeluși. Pentru nicio cauză. Pentru nicio cauză. Pentru nicio cauză. Mai mult o cauză care nu-și găsește soluția de 75 de ani. Da. Acum, faptul că vorbește despre această idee că n-au știut, că a fost 100% o întreprindere a celor de la Hamas până la urmă, exclude inclusiv Iranul din fotografie, cumva mă aștept ca acest discurs să ducă în continuare mai degrabă către ce spuneai tu, nu către o declarație de război, ci către o declarație de ok, susținem cauza palestiniană, dar nu suntem implicați cot la cot cu ei în ea, adică exact cu arme și bagaje să intrăm în această poveste. Bineînțeles că trebuie să susții Hamas, pentru că ăsta este rolul tău, aveți aceeași ideologie, iar principala voastră rubrică din ideologie este să ștergeți de pe fața pământului Israel. Statul Israel. Prin urmare, nu ai cum să spui n-am știut, ne pare rău. Ok, bun, să spunem că n-au știut. Este foarte complicat să dovedim cine a știut, ce a știut. Să spunem că luăm de bună această declarație a liderului Hezbollah. Problema este în continuare aceeași. Iranul e la fel de implicat, oricât de mult se neagă implicarea Iranului. Iranul este, din păcate, implicat, pentru că din declarațiile pe care le face și Ayatollahul Khamenei și ministrul de externe și toată lumea din Iran care contează arată foarte clar o dorință de răzbunare și o incitare împotriva Israelului. Să pară că nu. Nu, dar întotdeauna cu mâna altuia, nici exact. De cum cu mâna mea. Întotdeauna folosim un interpus. Liderul Hezbollah știe foarte clar că ok, deciziile pe care le ia el nu mai pot fi controlate de Iran, pentru că Iranul, într-adevăr, nu mai controlează Hezbollah. Însă, prietenia dintre Hezbollah și Iran, așa cum prietenia dintre Hamas și Iran, sunt la fel de puternice și vor rămâne la fel de puternice, pentru că, deși două organizații teroriste au acest scop declarat, Iranul este totuși un stat. Nu-și permite să spună chiar atât de pe față același lucru. Da. Înțeleg că în scurt timp o să vedem și declarațiile secretarului de stat american Anthony Blinken, care, vă reamintesc, se află astăzi în Israel, așa cum spuneai și tu, a treia vizită de când a izbucnit conflictul de acolo, un turneu perpetu aproape în lumea arabă pe care îl face secretarul de stat american, tocmai pentru a se asigura că, pe de o parte, nu escaladează acest conflict și, de cealaltă parte, încercările din ultima vreme, după ce Israelul a atacat gruparea teroristă Hamas, a fost să încerce să obțină acea pauză umanitară, să reușească să vină ajutoare umanitare în Gaza, dar mai important să iasă cât mai mulți civili de acolo. Vedem că eforturile astea totuși au contat, pentru că în sfârșit s-a deschis granița de la Rafah și au ieșit refugiați pe acolo. Să-l ascultăm acum pe secretarul de stat american. Și au intrat în casă. Iar camera din casă filma totul. Și plângeau. Unde este tati? A spus unul dintre ei. Celălalt a zis că l-a omorât pe tati. Unde este mami? Apoi teroriștii vin și deschide relaxat frigiderul și începe să mănânce. Cu asta avem de-a face. Este șocant că brutalitatea acestui masacru a fost dată uitării atât de repede în memoria multora, dar nu în Israel și nu în America. 35 de americani au fost omorți în acea zi și peste 200 de cetățeni străini din 35 de țări. M-am întors în regiune ca să particip la o diplomație intensivă cu partenerii noștri. Să mă asigur că un asemenea atac nu se va mai întâmpla niciodată. Și că vom crea un nou viitor, un viitor foarte diferit pentru izraelieni și palestinieni deopotrivă. Din această tragedie să poată ieși un viitor mai bun pentru ambele popoare, dar și pentru regiune.
Sunt mai mulți pași importanți pe care putem și trebuie să îi facem ca să îndeplinim acest obiectiv. În primul rând, trebuie să continuăm să prevenim escalarea acestui conflict, întinderea lui în alte zone. Statele Unite vor continua să răspundă la atacuri venite din partea interpușilor Iranului și să protejeze personalul de aici, din Irak și din Siria, și ca să prevină reapariția ISIS. Vom face tot ce este necesar ca să descurajăm și să răspundem la orice fel de atac. Partenerii noștri din Orientul Mijlociu au un rol critic în prevenirea escaladării și despre asta voi vorbi în timpul acestei călătorii. În al doilea rând, trebuie să facem mai multe ca să protejăm civilii palestinieni. Am spus foarte clar că Israelul, în timpul acestei operațiuni de a distruge Hamas, contează și modul în care distruge Hamas. Contează pentru că eșecul de a se modera va da apă la moară teroriștilor. Civilii vor fi... Asta ne unește ca oameni. Am văzut și imagini cu copii palestinieni, băieți și fete, scoși din ruinele unor clădiri. Când văd aceste lucruri, când mă uit în ochii lor, prin televizor, îmi văd proprii copii. Cine n-ar putea să facă asta? Hamas nu dă doi bani pe bunăstarea poporului palestinian. În mod cinic și monstruos îi folosește drept scuturi umane. Pune comandanții și posturile de comandă, armele și munițele între clădiri sau sub clădiri rezidențiale, sub moschei, sub școli. Dar civilii nu trebuie să îndure consecințele acestei brutalități. Am dat Israelului sfaturi care numai cei mai buni prieteni le pot oferi despre cum să minimizeze numărul de victime, dar și cum să-și îndeplinească obiectivul de a distruge Hamas și infrastructura sa de terorism. Astăzi am vorbit cu premierul Netanyahu și alți oficiali despre cum să facă aceste lucruri. Președintele Biden a spus în repetate rânduri că Israelul trebuie să acționeze conform cu legile umanitare internaționale. Am spus că protejarea civililor trebuie să fie o prioritate nu doar în Gaza, ci și în Cisjordania, acolo unde violențele împotriva palestinienilor trebuie să se oprească, iar cei responsabili să fie trași la răspundere. În al treilea rând, trebuie să creștem fluxul de ajutoare umanitare către fâșia Gaza și să scoatem cetățenii americani, dar și pe alți străini din fâșia Gaza. Pentru că am ajuns la un acord cu Egipt, Israel și Națiunile Unite pentru un mecanism de aducere a ajutoarelor către cei care au nevoie. Am ajuns de la 0 camioane până la acum 100 de camioane prin Rafah în fiecare zi, dar tot nu este suficient. Am vorbit cu liderii israelieni despre ce pași să facă, astfel încât să crească livrările de apă, mâncare, medicamente sau alte lucruri necesare, dar și să prevină acțiunile Hamas. Am găsit mecanisme despre cum carburantul ar putea să ajungă la spitale din sudul și Gaza. Israelul este îngrijorat, îngrijorări pe care le împărtășim și noi despre cum Hamas ține carburantul din nordul fâșiei Gaza, despre cum Hamas ia carburantul de la spitale și de la alte lucruri care au nevoie de carburant. În ultimele zile, cetățenii americani, cetățeni străini și civili palestinieni răniți au început să iasă din fâșia Gaza. Ne așteptăm ca mai mult să plece în următoarele zile. Pe măsură ce acești oameni pleacă din Gaza, suntem concentrați pe eliberarea ostaticilor, inclusiv a cetățenilor americani. Am vorbit despre aceste eforturi astăzi. A venit reprezentantul pentru ostatici, care a venit cu mine acum câteva săptămâni, a rămas aici ca să lucreze cu familiile și să-i ajute. Știm că toate aceste eforturi pot fi ajutate de pauze umanitare
care să ajute livrările mai bune de ajutoare umanitare. Au fost importante puncte de discuții cu liderii israelieni. Cum ar putea să fie implementate aceste pauze? Ce trebuie făcut și la ce înțelegeri trebuie să ajungem? Am înțeles că este nevoie de timp pentru pregătire și coordonarea cu comunitatea internațională. Am vorbit despre cum să folosim orice pauză umanitară cu îmbunătățirea fluxului de asistență umanitară, să ne asigurăm că în timpul acestor pauzelor să fie eliberați civili și cum Hamas să nu profite de aceste pauze. Echipele noastre vor vorbi despre soluții practice. Vor continua aceste discuții. În definitiv, credem că este un mecanism critic pentru protejarea civililor, dar și să ajute Israelul să-și îndeplinească obiectivul de înfrângere a Hamas. În final, deși facem progrese în aceste chestiuni critice, de importanță critică, facem și pași pentru o pace durabilă. Statele Unite cred în continuare că cea mai bună cale, singura cale, este crearea două state. Este singura garanție a unui Israel democratic și evreiesc. Este singura garanție să fie îndeplinită dorința palestinienilor de a avea un stat al lor, unde să aibă parte de securitate, oportunități și demnitate. Singurul mijloc de a opri acest ciclu de violență odată pentru totdeauna. Chiar acum, în aceste momente, cele mai întunecate, trebuie să luptăm cu și mai multă putere pentru acest obiectiv care să ducă la pace. Nu mâine, nu când după ce se termină războiul, ci acum. Am urmărit declarațiile lui Antony Blinken, secretarul de stat american, care se află în acest moment în Israel, unde a stat de vorbă cu liderii de acolo, inclusiv cu Benjamin Netanyahu, a făcut apel la acea pauză umanitară, la nevoia de a scoate civilii din Gaza și de a aduce ajutoare în Gaza. A avut un discurs extrem de emoționant, pentru că spunea că se uita la copiii răniți, uciși în atacurile din Gaza și spunea că îl făceau să se gândească la proprii copii. Ne întoarcem pentru că răspunde la întrebările jurnaliștilor. Îl mai ascultăm pe Antony Blinken. Dați-ne ceva detalii. Și ultima întrebare, foarte repede. A fost o lovitură ieri asupra unui oficiu AP din Gaza, unde avem un feed live încă de la începutul războiului. Se pare o lovitură de rachete, sunt pagube serioase acolo, vreau părerea dumneavoastră. Câteva lucruri ca răspuns. În primul rând, atunci când vine vorba de asistență umanitară, guvernul israelian a luat angajamente să ofere aceste ajutoare, să permită ca aceste ajutoare să ajungă la oamenii din Gaza. Doar în ultimele două săptămâni am ajuns de la nimic care trece pe la Rafa până astăzi la peste 100 de camioane. Este un progres semnificativ în câteva săptămâni, dar tot este insuficient. Și noi suntem de acord cu acest fapt, dar și guvernul israelian este de acord cu acest fapt, cât și Egiptul, Națiunile Unite. Căutăm mijloace practice pentru a deschide drumul prin care intră asistența umanitară, mâncarea, medicamentele, combustibilul și alte lucruri de care oamenii au nevoie fără să fie vina lor. Am avut o conversație bună despre asta. Ambasadorul Satterfield, care este aici, lucrează la aceste aspecte în fiecare zi, dar sunt încrezător, având în vedere ce am discutat, că vom vedea o creștere a cantității de asistență umanitară care intră în Gaza și ajunge la oamenii care
au nevoie de ea. În privința pauzelor umanitare, vedem aceste lucruri drept mijloace de pentru a ajunge asistența umanitară la oamenii care au nevoie, ajutoarele să ajungă la oamenii care chiar au nevoie de ele. Este și un mijloc pentru crearea unui mediu mai bun care să ducă la eliberarea ostaticilor, ci este un aspect important. Așa cum am menționat și nu mă voi repeta, sunt multe întrebări practice foarte importante care vin în completarea acestui fapt. Am agreat să le discutăm, să lucrăm mai departe, că vor fi mai departe echipele noastre în contact în zilele următoare. Din punctul nostru de vedere, credem că sunt puncte cruciale pentru a obține obiectivele la care despre care am vorbit mai devreme. Nu voi vorbi despre loviturile asupra biroului AFP din Gaza, dar vă spun că pe măsură ce stăm alături de Israel, care are dreptul și obligația de a se apăra, este și foarte important modul prin care Israel face aceste lucruri, și aici vorbim despre protecție pentru civili, dar și pentru jurnaliști. Jurnaliștii care fac o muncă extraordinară, mai ales în condiții foarte dificile, pentru a transmite situația din teren întregii lumi. Admirăm acest lucru, respectăm acest lucru și vrem să ne asigurăm că ei sunt protejați. Așa cum vorbeam, foarte multă emoție în discursul lui Antony Blinken, dar și foarte mult pragmatism. Este alături de mine colegul meu, Andrei Negusiu. Mulțumesc că te-ai alăturat discuției. Mi-a atras atenția un lucru pe care l-a spus Blinken, care mi se pare foarte important. Mesajul lui pentru Israel, pentru a-i determina să ia aceste pauze umanitare, nu le dați apă la moară teroriștilor. Pentru că cu cât mor mai mulți palestinieni, cu atât vor urla mai tare grupările teroriste. Și își vor justifica propaganda. Și își vor justifica propaganda, sigur da, că da. Este înțeles, e logic, vedem asta. De altfel, am văzut și în discursul liderului Hezbollah treaba asta, care a insistat foarte mult pe faptul că Israelul doar omoară copii și femei și nu face altceva. Și atunci, da, sigur că Blinken s-a simțit obligat să accentueze acest lucru, mai ales că după întâlnirea pe care a avut-o cu Netanyahu, am văzut scrisoarea premierului israelian către soldații care sunt pe front sau urmează să ajungă pe front, și în care Netanyahu spunea clar, nu ne vom opri, mergem până la capăt. Nu spunea nimic despre nicio pauză umanitară. Nicio pauză. Sigur, ăla era un mesaj pentru soldații săi, că atare... Nu prea poți, da. Trebuie să fie mobilizator. De fapt, dacă ne uităm, fiecare din oamenii care au vorbit astăzi, Blinken, Netanyahu, Nasrallah, fiecare are un mesaj pentru oamenii săi, pentru că și Nasrallah a avut un mesaj clar pentru lumea care l-ascultă altfel decât noi, pentru lumea musulmană, da? Discursul său a fost transmis, evident, de nenumărate posturi de televiziune din lumea arabă și mai larg lumea musulmană. Dar nu și de Israel. Din informațiile noastre, Israelul ar fi decis să nu transmită acest discurs și este de înțeles aici până la urmă. Aici este o dilemă morală. Este o dilemă morală. Toată lumea știe că Hezbollah este o forță. Liderul din fruntea Hezbollah reprezintă această forță. Dar Hezbollah este o grupare teroristă. Ca atare, trebuie să fii foarte atent cum transmiți mesajul său, foarte puțin, și pe măsură ce el spune ceva, poți tu să anunți, dar să și comentezi și să pui într-un context. Exact. Pentru că altfel e un apel terorist. Da, un război psihologic, da. Un element de război psihologic ar fi putut reprezenta, în opinia israelienilor, această difuzare a discursului liderului Hezbollah, pentru că mesajele lui, în mod evident, urmau să fie și vedem că și sunt anti-Israel, și chiar o declarație halucinantă ne transmit colegii noștri care urmăresc în continuare discursul acestuia. Lumea va descoperi, spune liderul Hezbollah, că cei mai mulți dintre cei care susțin că au fost uciși de Hamas pe 7 octombrie au fost în realitate omorâți de armata israeliană. Vedem această teorie a conspirației promovată, iată, de liderul Hezbollah. În timp ce susțin varianta Hamas, care spune că nu atacă nici copii, nici femei și așa mai departe, dar pe de altă parte, dacă nu ataca niște comunități civile, din care, iată, fac parte și femei, copii, persoane în vârstă,
cum ajungeau atâția ostatici în mâinile Hamas, nu? Adică e o fractură logică. Sunt ușor de demontat, bineînțeles. Ei înșiși fac asta în momentul în care spun avem copii, avem femeile, au pus pe femeile acelea. Ne amintim pe acea doamnă care are un părinte din România, tată din România, cum a recitat ceea ce i s-a zis, pentru că probabil era una dintre cele mai șantajabile dintre ostatice, din moment ce e acolo împreună cu fica sa, sigur că cu da. Sora ei și cele două gemenele acesteia și cu cumnatul ei. Deci, iată câte elemente, câte pârghii de presiune au teroriștii asupra acestor ostate și evident că ce pot face oamenii captivi decât ei să încerce să coopereze cu fel. Speranța că la un moment dat vor fi eliberați. Și cu speranța că nu-și pierd viața pe loc absolut, dacă se opun. Absolut. Plus că nu știm dacă ei sunt împreună cu copiilor acolo. Că și asta e un element de presiune când nu mai ai copilul lângă sigur, tine și nu știi ce se întâmplă. De copil, da. Revenind la Nasrallah și la faptul că el vorbea pentru publicul lui, da? A spus la un moment dat că asta arată eșecul Israelului, că este slab. Aici undeva lucrurile evident că sunt și în realitate, că o spun și izraelienii și știm foarte bine, a fost un mare eșec de securitate. Dar de ce a insistat Nasrallah? A insistat pentru că el știe ce are în larg în estul Mediteranei. Are portavionul american Ford, se apropie și portavionul Eisenhower, are două portelicoptere franceze, unul aproape, unul a ajuns și celălalt este pe drum și alte forțe armate. Are, știe foarte bine ce a însemnat avertismentul lui Biden. Don't, nu faceți asta. Către actori statali și non-statali. Hezbollah e undeva la mijloc, pentru că e o grupare teroristă, dar evident că Libanul este practic... Și partea statului. Da, este, statul libanez a ajuns așa, un apendice, pentru că evident că nu-și poate permite să acționeze fără să întrebe întâi ce se întâmplă. Uite, iarăși mă întorc la elementele din discursul liderului Hezbollah. Cea mai mare greșeală pe care o face Israel e că are o țintă prea sus, aceea de a elimina Hamas și Hezbollah. Iarăși, exacerbând puterea, da? Hamas și Hezbollah. În aceeași desigur. Frază și exacerbând până la urmă nu forța pe care aceste grupări ar avea împreună, care n-ar putea fi eliminate de Israel. Da, vorbim de axa rezistenței, dar pe de altă parte am văzut cum i-a scos un pic așa pe o ușă laterală pe stăpânii de la Teheran. Da. Nu că Hamas singur, nu cu noi, nu cu Iran, nu undeva a lăsat Iranului asta poate și ca să pară ei mai puternici, mă gândesc. E adevărat, dar îi lasă și Iranului o marjă de acțiune. Pentru sigur că vor spune, da, noi nu suntem. Noi doar susținem că trebuie să susținem cauza palestiniană. Da, ce voiam să mai spun este că e foarte interesant că în Liban se află ministrul apărării din Franța, care discută cu guvernul de legitim, la Beirut. Mă rog, cât poate fi sute de metri, un kilometru mai departe de piața unde se auzea domnul Nasrallah, pentru că el nu a fost pe scenă. Desigur, el este într-un loc secret, de acolo se transmite și așa mai departe. N-are curajul să iasă în public, să nu fie cumva ținta unui atentat, semn că se simte iubit de oamenii pe care îi cheamă la luptă. E foarte interesant și evident că au fost multe temeri legate de acest discurs și de ce ar putea reprezenta el, de exemplu, ieri, da? Nu mai avem foarte mult timp, deci foarte scurt, am înțeles, Andrei. Ieri, cu aproximativ 24 de ore înainte de acest discurs, Hezbollah a lovit 19 ținte din Israel ca să încălzească momentul, să țină pe toată lumea în priză. Vom afla, evident că Hezbollah e în legătură cu Hamas, e în legătură cu Iran, liderul biroului politic Hamas este în Iran, a plecat din Qatar, unde știm că stă, undeva lucrurile vor evolua. Da, vom urmări această evoluție și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți continua să aflați informații noi legate de acest discurs, legate de situația din Israel și din Orientul Mijlociu. La știrile orei 16, alături de colegul meu, Radu Șerbănescu, eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!